Fii amabil cu toți, dar prietenos cu puțini, iar cei puțini să-ți dovedească înainte de a-l oferi încredere. Am considerat întotdeauna căsătoria ca fiind unul dintre cele mai importante evenimente din viața unui om, temelia fericirii sau a nefericirii. Mai mult decât orice altceva, învățătura Bibliei a avut o influență binefăcătoare asupra omenirii, a adus mai multe binecuvântări asupra societății. Adevărata prietenie este o floare care crește foarte încet. Mai bine să fii singur decât într-o tovărășie îndoielnică. Dorința mea este să văd această boală a omenirii, războiul, eradicată de pe pământ. Moralitatea este un izvor necesar al guvernării populare. Fericirea și datoria morală sunt inseparabile una față de cealaltă. E mai bine să nu te scuzi decât să dai o explicație proastă. Este imposibil să guvernezi lumea fără Dumnezeu și fără Biblie. Dacă libertatea cuvântului ne este luată, atunci prostiți și muți vom fi conduși, asemenea oilor, către abator. Disciplina este sufletul unei armate. Asociază-te cu oameni de calitate dacă îți respecti propria reputație. Încurajarea literaturii și a artelor este o responsabilitate pe care fiecare bun cetățean i-o datorează țării lui. Încurajarea este dobânda plătită de cei care împrumută bucluc. Un popor fără religie nu poate fi condus decât cu tunurile. Cel care este pregătit de război prețuiește pacea cel mai bine. Libertatea, de îndată ce a prins rădăcină, este o plantă care crește foarte repede. Cea mai bună și singura cale către onoare, glorie și adevărată demnitate este justiția, dreptatea. Asociază-te cu oameni de calitate. Dacă vrei să ai o reputație bună, mai bine rămâi singur decât într-un anturaj nepotrivit. Mama mea a fost cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată. Tot ce sunt îi datorez mamei mele. Tot succesul meu în viață, educația mea morală, intelectuală și fizică provin de la ea.